Din nou în direct, doamnelor și domnilor, continuăm cu informații externe. Ciocnirii violente azi noapte în Paris între forțele de ordine și suporterii echipei naționale de fotbal a Marocului. Mii de suporteri s-au strâns pe Champs-Élysées pentru a celebra calificarea în semifinalele Cupei Mondiale a Naționalei Marocane, însă la scurt timp după aceea au început să distrugă tot ce le a ieșit în cale, astfel că în cele din urmă poliția franceză a intervenit în forță. Au avut loc ciocniri violente între poliția franceză și suporterii marocani strânși pe Champs-Élysées din Paris. Mii de fani ai fotbalului s-au adunat pe bulevard la scurt timp după încheierea meciului dintre Maroc și Portugalia. Ei au scandat, au fluturat steaguri și au claxonat în fața prezenței puternice a poliției. Ulterior și mai mulți suporteri s-au strâns și au blocat strada după victoria Franței asupra Angliei. În cele din urmă însă, suporterii au început să vandalizeze spațiul public. Spiritele s-au încins și lucrurile au degenerat, astfel că poliția a intervenit în forță. Poliția franceză a folosit gaze lacrimogene în timp ce suporterii au aruncat cu sticle sau pietre. A fost a doua oară în decurs de o săptămână în care suporterii marocani s-au ciocnit cu forțele de ordine franceze. Echipa națională a Marocului a trecut în sferturile de final ale Cupei Mondiale de Naționala Portugaliei cu scorul de 1-0. Este prima dată când o echipă din Africa ajunge într-o fază atât de avansată a unui turneu final de fotbal.